De acum, reducerile ar trebui să fie reduceri în adevăratul sens al cuvântului. Magazinele nu vor mai putea să majoreze prețurile cu o lună înainte. Guvernul a venit cu noi reglementări, așa că fiecare comerciant va trebui să afișeze alături de discountul aplicat și cel mai mic preț din ultimele 30 de zile. Astfel, speră autoritățile că oamenii nu vor mai cădea în plasa reducerilor fictive. Anul trecut de Black Friday, un mare retailer de electronice și electrocasnice era amendat de ANPC pentru că aplica reduceri înșelătoare. Inspectorii au descoperit că această metodă era însă regulă generală pe piața românească. Comercianții majorau prețurile cu puțin timp înainte de perioada reducerilor pentru că apoi să le scadă nesemnificativ. În general de Black Friday, când am vrut să-mi iau telefon sau ceva și mă uitam la telefon timp de un an și după aia vedeam că dintr-o dată a crescut și după aia a scăzut la prețul care era și acum 6 luni. Au fost prețurile umflate înainte. În ce cazuri ți s-a întâmplat? Când? La haine sau la electronice, mai mult de Black Friday. Pentru a ne racorda la legislația europeană, guvernul schimbă acum regula jocului. Fiecare comerciant are obligația să afișeze atât prețul anterior al produsului, cât și prețul redus. Însă de această dată, prețul anterior trebuie să fie cel mai mic practicat în ultimele 30 de zile. Oamenii sunt însă convinși că retailerii vor găsi curând modalități de a păstra vechile obiceiuri. Asta e un lucru bun atunci, că știu că se umfla un pic prețul înainte, ca apoi să fim noi mulțumiți pentru reducerea respectivă. E și bine și rău, adică pot crește prețurile oricum înainte de 30 de zile. Că le cresc înainte cu 30 de zile sau cu 2 săptămâni, pentru mine mi se pare că e același lucru. Noile măsuri vizează și outlet-urile. Apare noțiunea de outlet în sensul că prezentarea prețului în acest tip de structură de vânzare are legătură atât cu prețul de fabrică, cât poate avea și cu prețul prezentat ca fiind cel mai mic pe întreg lanțul de producție. Am introdus și am insistat autoritatea noastră de introducerea unui punct care să oblige operatorul economic să înștiințeze consumatorul despre eventuala existență a unor defecte ale produsului. În cazul produselor alimentare, prețul anterior reducerii trebuie să fie cel mai mic din momentul în care produsul a fost expus la raft. Noile prevederi sunt însoțite și de sancțiuni. Patronii prinși că practică reduceri fictive vor primi amenzi de până la 30.000 de lei.